Vă avertizez public, domnul director Voitor, să conduc această instituție conform legii. Amenințările nu fac parte din fișa postului. Amenințările oricum nu o să schimbe părerea pe care o are deja Consiliul Județean, consilierii județeni, în mod special, despre felul în care dânsul conduce în acest moment direcția. Eu nu spun că e vina lui exclusiv. Spun că e vina tuturor. Toată conducerea executivă a Direcției pentru Protecția Copilului gestionează în acest moment o direcție care este în haos. Nu există legătură între cei care conduc această direcție, există o legătură disfuncțională între directorul general, directorii adjunți, nu se ține legătura cu șefii de centre. Toată lumea așteaptă în acest moment o schimbare care nu se produce într-adevăr și aici aveți foarte multă dreptate. Și direcția este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante instituții din județul Maramureș. Faptul că ea se află în acest moment în haos, este vina lui, vina directorilor adjunți și vina noastră pentru că nu reușim să mișcăm mai repede lucrurile.